Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Festivalul antic la Gura Văii, bătălia dintre carp și roman pe Via Angustia, un succes. Seniorii Oneștiului sărbătoriți de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice. Deschiderea anului universitar 2022-2023. Dacii au sunat din corn, ne-au chemat să strângem rândurile, legiunile romane au intrat pe Via Angustia, haideți la Gura Văii să ne apărăm ținuturile. Cam așa a sunat îndemnul organizatorilor evenimentului, Primăria Gura Văii, Asociația Culturală Istoria Interactivă Neamț și VTRS Milites Sibiu, atelierele de prelucrare a lutului, de pictat, țesut, mărgelit, monetărie, scriptoria, dar și prezentările echipamentelor militare ale carpilor și romanilor, trasul cu ar și aruncatul cu sulița, i-au făcut pe copii ca până la lăsarea întunericului să nu se dezlipească din tabăra antică. Vom deschide festivalul antic cu prezentarea legiunii romane. O să dau cuvântul liderului lor. Vă vor fi prezentate în detaliu aspecte ce țin de tehnică, luptă, arme, comportament în timpul luptei. Așa că vă rog pe toți cei prezenți să vă dați mai aproape. Putem observa că scutul roman față de scutul barbar sau dacic special este o are formă ovală, acoperă corpul legionarului de la umăr până în partea de jos a genunchiului. Deci scutul este nu doar este un obiect de apărare, ci este și un obiect de atac. Cu el se poate și de până adversarul datorită acestei prindeți pe care scutul o are pe partea interioară. Știm că la partea barbară scutul este pe antebraț. La romani, scutul era pe partea pe mână, de unde și alonja cu care putea să lovească. Da, bun. A doua piesă de echipament de defensiv o reprezintă armura, sau cum spuneam în latină, lorica. Acestea sunt de mai multe feluri. Avem o lorica segmentată, o armură tipică perioadei lui Traian, alcătuită din segmente din fier, legate între ele prin curele de piele. Vedeți că, toate că pare foarte robustă, ea totuși este foarte mobilă, pentru că îi permite legionarului o foarte bună mișcare. Vedeți, de tot, aceste mișcări. Se poate aplica, nu este ca armura medievală, care este foarte rigidă și nu îți permite mișcări. Odată ce ai căzut, se poate ridica, se poate repara foarte ușor. Numai că acest tip de armură era și foarte costisitoare și nu a rezistat în armata Imperiului Roman decât cam două secole. Cea mai longevivă armură, de la cel până în Evul Mediu, reprezintă lorica hamata sau armura de zale, cum o știm noi. Deci este armura tipică din inele de zale împletite, cum am și eu, inele simple sau inele nituite, care proteja legionarul de tăieturi, dar mai puțin de împunsături. Vedeți că în aceste inele poate pătrunde un vârf de armă, dar nu poate tăia. Poate tăia mai greu. Era foarte ușor de reparat, de aceea și rezistat atât de mult în armata Imperiului Roman. A treia piesă defensivă reprezintă coiful, sau în latină casis, sau galea, care vedeți că apără capul legionarului și are câteva elemente distinctive. În primul rând, două brăzare care îi apără fața, o apărătoare de ceapă și, cel mai important, o deschizătură în dreptul urechilor care să-i permită ce credeți? Exact, să audă ordine, pentru că armata romană lupta în formație foarte strânsă și atunci ordinele erau foarte importante. De aceea ei mereu trebuiau să asculte ordinele, pentru că ordinele se dădeau și din punct de vedere acustic. Aduceți formă. Deci să nu mă imaginați că în timpul unei bătălii un ofițer care strigă este auzit. Nu este auzit, dar acesta avea lângă el întotdeauna un cornicer care lui dădea ordinul, iar ordinul mai departe era dat mai departe prin intermediul acestor trompete. Iată, avem un cornul, se numește el. Da? Acesta este, de obicei erau și mai mari. Prin intermediul acestor obiecte, ordinul se transmitea mai departe. De aceea era important ca legionarii să audă întreg.
Bun. În funcție de zgomotul pe care îl scoteau cornul, legionarii știau exact ce au de făcut. Siranos, frumoasa luptătoare sarmată din regatul cerbilor, ce sălășluiește cu ai săi în apropierea munților și a cetății Tamasidava, aliația egeților din regatul zimbrilor cu davele lângă marele râu Piretos, îi ajută pe cei din regat la treburile femeiești, iar când sună cornul de luptă, pune mâna pe al său arș și a sa spadă și luptă umăr la umăr cu cei mari. Te pregătești, văd că de bătălie, ți se pregătește cu afiura, ca să nu te încurce, ești o arcașă, am înțeles, destoinică și romanii se tem de tine. Toți fug de mine când mă văd. Mi se pare foarte tare. De când practici reenactment-ul? Din 2019. Și cât îți place? Extraordinar. Câți ani aveai atunci? Atunci aveam 13 ani. Și acum câți ani ai? 16. Mulți înainte, înseamnă că o să te vedem mult timp în corturile. Cu siguranță. Dace. Văd că au sunat dacii din corn, au chemat la luptă și sarmații sunt prezenți. Totdeauna. Văd că v-ați mobilizat, a intrat deja în cetate. Vă sunteți pregătiți să-i întâmpinați pe romani? Cu siguranță. Acum ne mobilizăm, carpii s-au mobilizat în cetăți și suntem pregătiți să îi primim pe romani așa cum se cuvine. Văd că ești pregătită cu arcul, va fi o întâmpinare pe cinste. Cu siguranță, abia îi așteptăm. Va fi o bătălie memorabilă. Da. Cu cine am vorbit acum? Eu sunt Siranos și sunt o sarmată roxolană. Sarmații au fost buni prieteni ai carpilor și au ajutat în războaiele daco-romane, nu? Adevărat. Erau temuți, le purtau de frică sau le era frică romanilor de ei? Erau foarte buni călăreți și excelenți arcași. Aceștia luptau de pe cal tot timpul, trăgând cu săgeți în romani și în tot ce le ieșea în cale. Erau redutabili. Exact. Atelierele de tras cu arcul, de prelucrat lutul, de mărgelit, de pictură, se umplu de copii și de vocile cristaline cu întrebările lor curioase. Mulți dintre cei care au venit doar pentru câteva ore la finalul zilei nu se mai dădeau duși de la gura văii. Reprezentăm dacii, sau mai exact carpii Petrodavei. Am venit cu tot echipamentul nostru tipic al carpilor din regiunea respectivă de Neamț, nordul Moldovei. Asta este asociația noastră, iar aici avem, lângă prezentarea armelor, avem ateliere de lut, de mărgelit, ateliere de țesut antic, dacă știți, țesut cu tăblițe. Sunteți pentru prima dată în zona aici? Suntem pentru prima dată, dar am mai fost la Bacău, au mai fost festivaluri antice, dar aici la Onești, pentru prima dată. La Gura Văii. La Gura Văii, înțeles. Lângă Onești, așa este. Foarte mulți copii am remarcat, s-au ținut de numeroase sesiuni de prezentare. Sunt copii, cei care au venit astăzi, interesați de istorie? Sunt chiar foarte interesați, cu atât mai mult cât văd pe viu cum arată armele dacilor, a carpilor, a sarmaților, a celților. Nu ați venit singur, ați venit în echipă completă, echipă și sarmați completă, și avem celți. Și sarmați și celți, ca copii, în așa fel copiii să vadă toate populațiile care au trecut prin această zonă. Și mai e un lucru, sarmații, celții au fost aliații ai dacilor, ai carpilor liberi, da, împotriva romanilor. Împotriva romanilor în războaiele daco-romane. Cu cine am vorbit acum? Ce dac este? Eu sunt Tiaper. Și nu, în viața reală? În viața reală sunt Valentin Iancu, Teatru Neamț. Surpriza serii a fost defilarea cu torțe aprinse, ce a început în fața clădirii primăriei comunei Gura Văii și până la tabăra antică. Urmează să vedeți o altă desfășurare a unor evenimente. O să vedeți cum salutau cei din legiunea romană, cum își salutau superiorii și care era formula pe care o foloseau, în ce limbă vorbeau? Latină. Felicitări, te am în evidență. Cred că e întrebarea capcană.
Am 1 milion. Care e mai bine? Nu 1 milion, dau 1 milion. Liniște, mă! Ce-a fost ăla? Omnes, Legos e caferata! Atențiune, saluta! Milites! Salve! 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 Milites! Salve! 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 Milites! Salve! 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 Ave! Gradios ricordite! Acum o să ascultăm și salutul dacilor și carpilor liberi. În folclor circulă o poveste, nu știu dacă o știți, despre limba dacă, dar e doar o poveste. O să îi rugăm să salute cu dacii liberi și carpii liberi, ca să înțeleagă toată lumea și să vă bucurați și de salutul lor. Carpii! Liberi! Dacia! Liberi! Octombrie, de la ora 17, de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice la Onești, a avut loc un eveniment dedicat seniorilor Oneștiului. Au fost premiate cuplurile care au împlinit 50 de ani de căsătorie, iar la finalul evenimentului au urcat pe scenă ansamblul Plăieșii și Angelica Flutur. Bună seara și bine ați venit la acest eveniment dedicat părinților și bunicilor noștri. Vă mulțumesc, mă plec în fața dumneavoastră și vă mulțumesc pentru efortul care l-ați depus să construiți și să dezvoltați acest oraș. În minutele următoare vom omagia pe seniorii care în acest an au împlinit 50 de ani de căsătorie, pe care îi felicit și le mulțumesc pentru frumosul exemplu de conviețuire în armonie pe care ne l-a dat. Vă urez distracție plăcută, sănătate și să ne revedem anul viitor în aceeași formulă sănătoși. Biserica cu hramul Sfântul Gheorghe de la Măgirești este primul monument istoric din județul Bacău care a beneficiat de ambulanța pentru monumente. Aveam o colaborare veche cu domnul arhitect Eugen Vaida și cu ambulanța monumentelor. De fapt, dânsii au venit la noi, le-au plăcut Biserica Monument Sfântul Gheorghe din satul Șesuri, din comuna Măgirești, și am început o colaborare. În acel moment nu puteam să începem lucrările pentru că trebuiau asigurate materialele. Discuțiile cred că au durat mai puțin de un an, până când în iunie ne-am apucat de lucru. Moment în care cred că am fost primii din județ, dar la al treilea monument din Moldova, la care ambulanța monumentelor a intervenit. Tot pe podium. Da, pe podium datorită acestor oameni deosebiți cu care am rămas prieten și acum am avut chiar o activitate Omul și lemnul, o legătură de o viață făcută, această activitate realizată împreună cu Plantăm Fapte Bune în România, dar au conferențiat și arhitecți care sunt voluntari la ambulanța monumentelor din Sălaj. Cât a durat reabilitarea bisericii? Era preconizat să dureze puțin peste 2 săptămâni, dar am prins o perioadă foarte ploioasă.
Voluntarii nu s-au speriat, au fost pregătiți cu prelate să protejeze atât biserica în zonele unde era descoperită și s-a întins un pic mai mult de 3 săptămâni. Cu alte cuvinte, s-a muncit susținut indiferent de condițiile meteo și s-a finalizat, s-a reușit, să zicem, protejarea monumentului, nu? Da. Despre asta era vorba. Exact. Degradarea pleacă atât de jos, cât și mai mult de sus prin infiltrarea apei în structura acoperișului. Felicitări că i-ați reușit să-i aduceți aici, în județul Bacău, și văd că i-ați adus și la Dărmănești. Da, nu i-am adus noi. Domnul primar a făcut demersuri pentru acest lucru și îl felicit și vreau să-l felicit pentru tot ceea ce face pentru orașul Dărmănești. E o zonă deosebită, recunosc de când eram copil, veneam aici, veneam la coada lacului, la baraj, la Palatul Ghica, iar se schimbă. Da, serbarea de bacalaureat sau cum se numea atunci, am așa făcut-o la Ghica. Deci am amintiri foarte frumoase cu acest oraș. E un oraș deosebit și a nimerit pe mâini bune. Îl felicit pentru asta. Iar veștile bune nu se opresc aici. Moara lui Hazaparu din Dărmănești, un obiectiv achiziționat recent de către administrația publică locală, are pentru prima dată șanse de reabilitare. Este vorba de acest proiect, ambulanța pentru monumente. Luni 3 octombrie de la ora 10 a avut loc deschiderea anului școlar 2022-2023 la Universitatea Vasile Alexandrii din Bacău. După 2 ani în care am fost nevoiți să stăm la distanță unii față de alții, am avut parte de deschideri festive, dar în online, ca și finalul de an universitar, iată că acum, după 2 ani, se reîncearcă timid o revenire la normalitate. Este un început de an universitar cu foarte multe emoții. După 2 ani de pandemie, deschidem iar protocolar acest nou an universitar. Am pregătit foarte multe surprize studenților, am reabilitat bazele materiale, căminele, baza sportivă, am creat baze sportive noi. De asemenea, sperăm că în decursul acestui an universitar să mai terminăm un cămin studențesc, lucru care va permite condiții de cazare mult mai bune. De asemenea, dorim să participăm la realizarea unui campus pentru învățământ dual împreună cu Consiliul Județean, Consiliul Local, Inspectoratul Școlar Județean Bacău și întreprinderile din zona noastră de activitate. S-au născut studenții în acest an? Au venit la Universitatea Dumneavoastră? Da, și în acest an au venit studenți la unele specializări. Într-adevăr, am avut o scădere, dar la alte specializări au fost mult mai mulți ca în anii trecuți. Per total, universitatea noastră rămâne pe o linie constantă în ceea ce privește numărul de studenți la fiecare an. Care au fost universitățile preferate sau specializările în top anul acesta? Specializările preferate au fost kinetoterapia, terapia ocupațională, comunicarea, științele economice, informatica și calculatoare și tehnologia informației. Deci, oarecum mai pragmatici anul acesta? Nu, trendul este același, cu toate că dacă ar fi fost mai pragmatici, apelau la alte specializări care sunt cerute pe piața muncii din zona Bacăului. Deci, specializările de inginerie sunt foarte căutate. Ca exemplu, numai aerostarul în următorii 5 ani are nevoie de 5.000 de specialiști. Iată-ne la un început de an universitar. Sperăm un an universitar normal, după o pandemie de 2 ani. Acum suntem puși în fața unor alte încercări, cele privind restricțiile energetice. Universitatea are strategiile elaborate pentru a face față, a rezista tuturor acestor încercări. Începe un an universitar cu un număr impresionant de studenți. Iată, criza și celelalte efecte negative nu au pus amprenta asupra candidaților care au venit la admitere la Universitatea Vasile Alexandrie din Bacău. Funcționăm anul acesta ca noutate cu un nou domeniu de doctorat în filologie și cu programe de licență
elaborate sau armonizate pentru cerințele regiunii centrale ale Moldovei. Cum se orientează studenții în ultimii ani la universitatea noastră? Ce domenii caută? De ce sunt interesați? Studenții sunt interesați într-o largă, să spunem, într-un larg avantaj de programe de studiu universitare, dacă mă refer la studii de licență. De asemenea, se știe că tehnologia informației, informatica, mecatronica, ingineria mediului, la turism, dar și științele sportului, precum și științele educației, foarte mult sunt acum căutate. De unde vin studenții dumneavoastră? În ce regiune, în afară de Bacău? Deci avem regiunea centrală a Moldovei, cum ne place nouă să spunem, județul Bacău principal, județul Neamț, o parte județul Francia, Pasul, dar avem și din alte zone ale țării, într-un procent foarte mic. De asemenea, avem un segment important de studenți în Basarabeni. Și acum începem un an universitar cu anul pregătitor cu studenți din Africa, iar bursele doctorale și postdoctorale sunt studenți din zona francofonă. Veți opta pentru noi domenii în următorii ani? Da, avem o strategie, gândim împreună cu Consiliul Județean, ne referim la domeniul sănătății, vrem să reînființăm așa multe programe de UNSIAT pentru a crea și din Spitalul Județean de Urgență Bacău, un spital universitar. Vedem un an plin de bucurie, de activități noi, de mulți boboci care vin să începem un an universitar la universitatea noastră și ne așteptăm să îi întâlnim. Care sunt principalele probleme care vine via studenților la acest an? Nu venim cu probleme, venim cu oportunități pentru ei și cu soluții la toate începările lor. Asta avem noi și deja avem două standuri în universitatea noastră ca să ajutăm săptămâna asta cu orice probleme sau orice nelămurit. Care este situația la Cămine? Situația la Cămine este foarte bună. Astăzi este a patra zi în care ei se cazează și își primesc locul și chiar și în timpul ăsta rezolvăm problemele lor legate de camere sau ce mai apar. Ce le transmis colegilor tăi bobocii de anul acesta? Le transmit bobocilor de anul acesta multe succese, zero restanțe și multe împliniri pe plan profesional și personal. Vineri 30 septembrie a avut loc conferința finală a proiectului Permacultura, punte de legătură între școală și comunitate, cofinanțat din fondul programului Spații Verzi, componentă Permacultura în zone urbane. După mai multe luni de activitate în grădina urbană, concepută după principiile permaculturii, s-au obținut roade bogate, expuse la târgul organizat de la încheierea proiectului Târg cu Vânzare. Acest proiect a fost implementat de către colegiul tehnic Dimitrie Ghica Comănești, Asociația Cultural-Științifică Dimitrie Ghica Comănești, finanțat de Fundația pentru Parteneriat. Felicitări tuturor și așteptăm să ne bucurăm de ecoprodusele grădinii urbane și în anul școlar 2022-2023. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Marți 4 octombrie, cerul va fi parțial noros, mercurul în termometre urcă până la valori de 16 grade Celsius, în timp ce minima pe timpul nopții coboară până la 6 grade Celsius. Miercuri, 5 octombrie, cerul va fi senin, maxima zilei urcă până la valori de 18 grade Celsius, în timp ce minima pe timpul nopții coboară până la valori de 8 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kid.